Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Alergă în cursa care îți stă înainte. Dacă vrem să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și dacă vrem să ne împlinim destinul și să facem voia lui Dumnezeu, este important să lăsăm deoparte orice păcat și orice lucru care ne îngreunează și să înaintăm cu răbdare. În vremurile în care a fost scris acest pasaj biblic, alergătorii se pregăteau de curse într-un mod asemănător cu cei din zilele noastre. Dar în timpul cursei, ei purtau o singură bucată de material în jurul șoldurilor, astfel încât să nu fie îngreunați de nimic în timp ce alergau. De asemenea, obișnuiau să-și aplice pe corp uleiuri fine. În viața noastră de credință, suntem chemați să dăm la o parte orice piedică, pentru a putea alerga cu ușurință cursa pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte. Este esențial să fim unși cu Duhul Sfânt, adeseori simbolizat prin ulei, dacă vrem să ducem la capăt cursa. Diavolul are multe modalități pentru a ne încurca și a încerca să ne oprească să trăim în ascultare față de Dumnezeu și să avem o relație apropiată cu El. Există multe distrageri și obstacole, dar cu ajutorul lui Dumnezeu putem da la o parte orice lucru care ne îngreunează. Fii cu ochii pe țintă și învață să spui nu lucrurilor care sunt menite să te distragă și să te oprească din împlinirea chemării tale. Alege să nu lași nicio piedică să te oprească din împlinirea voii lui Dumnezeu pentru viața ta.